Ei, bună și bine v-am găsit la un nou episod din Lata Clale despre proiecte. Bună! Andreea este și aici cu mine, ca de obicei, și am început noi seria aceasta cu live-ul de pe Facebook legat de proiectul Litauter, unde vă spuneam acolo ceva impresii de la participanții pe care i-am avut în ultimul un an și jumătate de la training. Iar astăzi ne aflăm la workshop-ul pe care Marea Nostrum îl organizează la Tulcea, diverse părți interesate, cu participanții din România, dar și din țările partenere. Iar până acum, până în acest moment, am avut o serie de prezentări despre rezervația biosferei, despre situația deșeurilor la Marea Neagră, iar Andreea a făcut și o activitate cu participanții noștri. Cum ți s-a părut? Cum a fost? Eu cred că oamenilor le-a plăcut și adulților le place să se joace, așa cum spun eu mereu. A fost o activitate creativă în care participanții au lucrat pe echipe și au creat niște postere cu mesaje pentru publicul larg, prin care i-au îndemnat să protejeze mediul înconjurător și să încercăm să scăpăm de această problemă a deșeurilor de pe plajă, din apa mării, care întotdeauna ne deranjează. Și desigur, după ce ne-am pus puțin așa creativitatea, să spun, la încercare, avem o mică pauză, iar apoi vom continua cu prezentările partenerilor, să vedem fiecare ce rezultate a avut în țara lor și mai avem o surpriză pentru toată lumea la final, dar vă arătăm la momentul potrivit. Iar de mâine o să vă arătăm noi alte activități interesante pe care le avem, pentru că suntem la Tulcea pentru 3 zile, pentru două activități din cadrul proiectului Litauter, dar cel mai bine o să aflați-o în continuare. Și v-am promis că vă spunem ce i-am provocat pe participanți, păi mai exact să-și creeze propriul suvenir. Da, folosind diverse materiale reutilizate, diverse reviste, cartoane din câte vedeți și au fost foarte fericiți să facă lucrurile acestea, iar la final, desigur, i-am rugat să ne și noteze, pentru că da, ne dorim și noi note și au fost foarte faini și am primit multe note de 10. Ziua următoare, sau mai exact zilele următoare, au fost în forță pentru noi cu expoziția dedicată deșeurilor marine, unde am avut o serie de materiale faine, multă lume foarte interesată și dornică de discuții, dar vă spune Andreea în continuare. Avem o expoziție foarte colorată aici în cadrul proiectului Litauter, suntem în fața acvariului din Tulcea și oamenii vin, ne întreabă despre ce este vorba, sunt foarte curioși, primesc și o grămadă de materiale și de premii, dacă sunt atenți la explicațiile noastre. Avem panouri cu foarte multe rezultate din cadrul proiectului. Am făcut foarte multe ateliere cu copii, cu tineri, cu profesori și după cum se poate vedea, am încercat să subliniem ceea ce a fost mai frumos, ceea ce au înțeles copiii, tinerii, îndemnurile pe care ni le-au făcut ei să avem grijă de Marea Neagră și de planetă, astfel încât toți oamenii află mesajul nostru și anume că deșeurile marine țin de fiecare dintre noi. Doar împreună putem să le eliminăm de pe plajă. Avem aici câteva panouri foarte interesante cu alternative eco. De exemplu, în loc de clasicele pungi de plastic, putem să folosim sacoșe textile, sacoșe de hârtie. Avem și diferite fotografii, tot așa cu alternative mai sustenabile pentru mediul înconjurător. Și o glumiță, în sensul că poți să fii homoplasticus, omul care folosește numai plastic și să te transforme așa într-un monstruleț, iată etapele de evoluție, sau poți să fii homo responsabilis, omul responsabil care, iată, folosește, de exemplu, tacâmuri din bambus, din lemn, din metal, care se pot folosi la nesfârșit, practic. La fel este valabil și pentru paie.
Acestea au fost activitățile noastre la Tulcea. Am avut un workshop foarte interactiv, foarte educativ și expoziția, desigur. Și multă lume interesată și multă lume curioasă să afle despre deșeurile marine. Da. Și alții știau și chiar ne-au spus că folosesc diverse alternative eco-friendly, precum sacoșelele sau paiele metalice, pentru a încerca să fie mai responsabili în viața lor de zi cu zi. Lucru care, de fapt, contează cel mai mult, pentru că acel puțin pe care fiecare dintre noi îl face ajută cel mai mult. Micile gesturi. Vă mulțumim și ne vedem la un nou episod cât de curând. Pa! Pa!